Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestui material vom rezolva împreună problema 5, subiectul 3, romane, valoare națională, iunie 2022. Această problemă spune că în figura alăturată este reprezentat un trapez dreptunghi, ABCD, AB paralel cu CD, măsura unghiului ABC, 45 de grade. AD este congruent cu CD, ambele având lungimea de 10 cm. Paralela prin D la BC intersectează AB în R, AD și BC se intersectează în T, iar TR intersectat cu AC este punctul O. La punctul A ni se cere să arătăm că R este mijlocul segmentului AB. Pentru acest lucru folosim faptul că DC este paralel cu AB și DR este paralel cu BC, așadar DCBR este paralelogram. În concluzie, DC este congruent cu RB. Și unghiul B este egal cu unghiul CDR. Ambele au măsura de 45 de grade. Acum, dacă considerăm faptul că DC e paralel cu AB și DR este secantă, Vom obține faptul că unghiurile C D, R și DRA A sunt egale, ambele cu 45 de grade, da, fiind alterne interne. Putem folosi de asemenea și proprietatea paralelogramului că două unghiuri alăturate sunt suplementare, deci unghiul CBR plus unghiul BRD împreună fac 180 de grade, deci unghiul DRB are 135, așadar DRA va avea măsura de 45 de grade. Dar, reîntorcându-ne, da, unghiul DRA este 45 de grade, dar unghiul DAR este de 90 de grade, deoarece ABCD este trapez dreptunghic, așadar, triunghiul DAR este dreptunghic isoscel. În concluzie, rezultă că catetele AD și AR vor fi ambele egale cu 10 cm. Dar și de ce era congruent cu RB, de ce având tot 10 cm, deci din 1 și 2, rezultă că AR este egal cu RB egal cu 10 cm. Așadar, R este mijlocul lui AB. La punctul B, ni se cere să calculăm lungimea segmentului TO. Pentru acest lucru vom folosi punctul A. Conform punctului A, R este mijlocul lui AB. Așadar, în triunghiul TAB, TR este pendiană. în triunghiul TAB. Mai departe, știm că DC este paralel cu AB. Tot de la punctul A știm că AR egal cu RB egal cu 10 cm, conform punctului A, deci AB este 20 de centimetri. DC este 10 cm, adică este jumătate din AB. De ce fiind paralel cu AB și jumătate din ea, rezultă că DC este linie mijlocie în triunghiul TAB. Așadar, rezultă că C este mijlocul lui TB. Deci, AC este mediană în triunghiul TAB. AC este mediană, TR este mediană, TR intersectat cu AC este punctul O, centru de greutate al triunghiului TAB. Așadar, TO este egal cu 2/3 din TR. În triunghiul TAR din Teorema lui Pitagora îl vom afla pe TR. Deci, în triunghiul TAR din Teorema lui Pitagora rezultă că TR este egal cu. Știm că AR este 10 cm, AD este 10 cm, DC este linie mijlocie, așadar și TD este 10 cm. Deci TA are lungimea 20 de centimetri. AR are lungimea 10 cm, TR pătrat este egal cu TA pătrat plus AR pătrat. Deci TR este egal cu 10 radical din 5 centimetri. În concluzie, TO... Va fi 2/3 din 10 radical din 5, adică 20 radical din 5 pe 3 cm. Aceasta a fost problema 5 din Evaluare națională 2022. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!